De unde a venit ideea unui portal care promovează case și apartamente noi, cu alte cuvinte, promovarea ansamblurilor rezidențiale? Proiectul dezvoltatorimobiliar.ro a fost lansat în anul 2012, iar atunci a fost simțită nevoia unei platforme online care să prezinte într-un mod complet oferta de case și apartamente noi, atât din București cât și din țară. A fost momentul ideal de a lansa un portal imobiliar al proiectelor rezidențiale, iar în timp am dezvoltat această platformă și am deschis secțiunile de clădiri de birouri și spații de birouri. Spuneai într-un interviu acordat recent că ați adus inovația pe piața imobiliară. Cum ați făcut acest lucru? Facem acest lucru din 2012 și nu ne vom opri prea curând. În primul rând, prezentarea proiectelor imobiliare are ceva nou în piața imobiliară și, mai exact, prezentarea cu ajutorul tururilor virtuale. Astfel, vizitatorii site-ului pot observa fiecare detaliu, atât din exteriorul ansamblului rezidențial, cât și din interiorul fiecarei locuințe. În plus, filmările aeriene prezintă imagini complete, care nu se pot observa cu ochiul liber. Ce oferiți vizitatorilor portalului care vor să-și găsească o locuință? În primul rând, oferim o experiență de vizionare online. Mai exact, pe lângă tururile virtuale, filmările aeriene, fotografii, fiecare vizitator al portalului poate găsi informații actualizate despre ansamblul rezidențial. Poate contacta direct dezvoltatorul imobiliar și astfel, în urma acestei vizionări online, este necesar doar deplasarea până la ansamblul rezidențial, confirmarea faptului că informațiile de pe site sunt reale și, eventual, actele de cumpărare a locuinței. Spuneai mai devreme că utilizatorii pot intra în contact cu dezvoltatorii. Cum fac lucrul ăsta? Îi sună? Pot face asta și online? Cuvântul cheie al acestui portal este accesibilitatea. Cei interesați de o locuință pot contacta dezvoltatorii atât prin intermediul e-mailului, cât și prin intermediul numărului de telefon afișat pe site. În plus, avem și posibilitatea de contactare a dezvoltatorii prin intermediul aplicației disponibilă pentru telefoanele cu sistemul de operare Android. Din câte am observat, dezvoltatorimobiliar.ro este și producător de conținut. Furnizați utilizatorilor numai știri din domeniul imobiliar sau și din alte domenii? Utilizatorii portalului nostru sunt fie cei care sunt în căutare de o locuință, fie cei care deja și-au achiziționat o casă sau un apartament, însă sunt interesați de idei de amenajare a locuinței, să spunem. Astfel, noi ne adresăm tuturor vizitatorilor site-ului prin știrile atât din domeniul imobiliar, noutăți despre prima casă, despre subiecte economice, dar și informații despre cum ar putea să-și amenajeze locuința, noutăți de la specialiștii din arhitectură, noutăți arhitecturale, iar în secțiunea de interviuri, vizitatorii portalului află cele mai recente informații direct de la oamenii din domeniul imobiliar și nu numai. Am văzut că puneți accent pe secțiunea din blog fabricat în România. De ce? Suntem români, suntem un portal 100% românesc și oferim oamenilor posibilitatea de a se bucura de țara în care trăiesc. La o simplă întrebare către cei care ne vizitează portalul, dacă își iubesc țara, majoritatea răspunsurilor au fost afirmative. Lucru care ne-a bucurat și ne-a făcut să continuăm cu această secțiune și să prezentăm locuri, oameni, clădiri, frumusețile acestei țări. Trecem acum la un alt subiect, vorbim despre TIOR, Târgul Imobiliar Online Român. Cum a luat naștere? Ideea acestui târg a avut ca punct de plecare două direcții. În primul rând, faptul că suntem români și promovăm tot ceea ce este românesc, iar în al doilea rând, faptul că românii își caută în procent de 97% locuința online. Așa ne-am dorit să le oferim timp de 8 zile posibilitatea să-și achiziționeze locuința mult visată.
Mai exact. De Mărțișor până de Ziua Mamei, ei sunt doar la un click distanță de casa pe care și-o doresc. Să presupunem că sunt în căutarea unei locuințe noi. De ce aș alege Tior și nu aș merge la un târg clasic, nu știu, de pildă la Palatul Parlamentului? Această întrebare ne-am pus-o și noi și primele răspunsuri care ne-au venit în minte au fost legate de accesibilitate. Faptul că târgul imobiliar online român poate fi accesat de oriunde și de pe orice device, faptul că nu este necesară deplasarea, faptul că vorbim de costuri reduse atât pentru dezvoltatori cât și pentru vizitatori, ne-a îndemnat să continuăm cu entuziasm acest proiect și să ne bucurăm să spunem că suntem singurul târg imobiliar online din România. Spuneai că totul va fi online. Se reduce sau nu bugetul unui astfel de târg în comparație cu cele clasice? Sigur că se reduce. Dacă vorbim în ceea ce privește bugetul alocat de dezvoltatori, vorbim de o reducere cu 50% a costurilor. Nu este necesară imprimarea mapelor de prezentare a fluturașilor și așa mai departe. Iar dacă ne referim la vizitatori, revenim la accesibilitatea despre care am vorbit și la faptul că nu presupune niciun cost, nicio deplasare. Spuneai de vizitatori, ce număr vă așteptați? Având în vedere bugetul alocat, estimăm un număr de 200.000 de vizitatori, număr incomparabil cu evenimentele care se desfășoară offline. Hai să discutăm puțin despre structura acestui târg. Vor exista standuri? Cum interacționează vizitatorii cu expozanții? Structura site-ului este accesibilă. La o simplă intrare pe platforma online și accesarea secțiunii Mărțișor 2017, prima ediție a târgului imobiliar online român, vizitatorii vor intra în pagina cu standuri. Pot accesa fiecare stand, pot descărca mapele de prezentare, flyere sau alte informații legate de ansamblul rezidențial sau de legate de fiecare locuință în parte. Vorbim și de o legătură directă cu dezvoltatorii prin intermediul unui chat online. Dar totodată ei pot trimite și un e-mail sau pot apela telefonic, în funcție de preferințe. Ideea acestui târg este de accesibilitate și ei au toate posibilitățile de a contacta direct dezvoltatorii și de a afla informațiile necesare. Vorbeai mai devreme de chat, practic vă doriți să faceți o rețea de socializare imobiliară? De ce nu? Ne-ar părea interesant să fim asociați cu un fel de Facebook al domeniului imobiliar. Explicăm cum pot intra oamenii pe Tior. La o simplă căutare, primătorul de căutare Google, ei pot accesa direct pagina târgului, dar pot intra și pe portalul dezvoltatorimobiliar.ro în secțiunea Tior și totul este doar la un click distanță. Ce planul de viitor are dezvoltatorimobiliar.ro? Ne dorim să ajungem la numărul 1 în preferințele clienților când vine vorba de proiecte imobiliare, fie că ne referim la cei care sunt interesați de achiziționarea unei locuințe, fie că ne referim la cei care doresc să închirieze sau să cumpere un spațiu într-o clădire de birouri. Și punct de vedere business? Din punct de vedere business, preconizăm o creștere de până la 200.000 de euro a cifrei de afaceri și spun acest lucru având în vedere că an de an cifra de afaceri s-a dublat. Mai exact, am crescut cu 100%. Pe lângă asta, avem și foarte multe proiecte noi în dezvoltare. Despre ce este vorba? Dăm un indiciu. Aș fi vrut să rămână secret, dar am să dezvolui câteva detalii. De exemplu, acum avem în dezvoltare un proiect nou care presupune valorificarea legăturii dintre vizitatorii portalului nostru, dar și dintre vizitator și dezvoltator.